De 15 martie, premierul Ungar a criticat în termeni duri imigrația dinspre Orient, afirmând că se dorește transformarea totală a Europei. Totodată, Victor Orban a declarat că a venit timpul să tragă alarma și să adune aliați pentru a preveni distrugerea Europei. Guvernul ungar nu acceptă planurile Uniunii Europene de distribuire a migranților și va rezista cu toată forța acestor planuri cu scopul de a proteja poporul ungar. El a adăugat că 1,8 milioane de persoane au semnat o petiție în sprijinul luptei guvernului împotriva cotelor obligatorii. Bruxelul trebuie să respecte legile, precum și voința națiunilor, a mai spus Orban, potrivit Agerpres. Mai mult, acesta afirmă că nu va permite să fie amenințat sau șantajat și descrie procesul de absorpție a imigranților ca unul în doi pași. Mai întâi, ungurii vor fi forțați să accepte imigranții, iar apoi îi vor servi de străini în propria noastră țară, scrie Bihon.ro. El a mulțumit poliției, armatei și țărilor din grupul de la Visegrad pentru poziția de susținere a Ungariei, în timp ce aceasta a fost ținta criticilor întregii Europe. Ca urmare, Ungaria este în prezent una dintre cele mai stabile țări din Europa, a mai spus el.